De an de an, la 20 iulie, cu ocazia praznicului Sfântului Slăvit Proroc Ilie Tezviteanu, sărbătorim Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, ziua în care îi omagiem pe toți cei care slujesc cu credință și devotament aripile tricolore ale patriei. Această zi sfântă este deopotrivă o sărbătoare a frumuseții zborului, a cutezanței și a spiritului liber, dar și un moment potrivit pentru a ne cinsti înaintașii și a onora memoria celor care au știut să deschidă drumul spre infinitul albastru. Încă din epoca de pionierat, a ceea ce a însemnat pentru omenire cucerirea spațiului aerian, iluștrii noștri înaintași, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henry Coandă sau Hermann Oberth, au pus bazele faimei și respectului de care se bucură astăzi, pretutindeni în lume, aviația și forțele aeriene române. Merită amintit că în România aviația civilă și aviația militară au apărut în același timp. Astfel, în anul 1910, când Aurel Vlaicu a construit primul avion al Armatei Române, avocatul bârlădean Mihail Cerchez înființa primul aerodrom și prima școală de zbor din țara noastră, la Chitila, lângă București. În paralel cu progresele tehnologice remarcabile în domeniul aeronautic la acea vreme, la un an de la înființarea Școlii Militare de Pilotaj, la 1 aprilie 1913, a fost votată legea de organizare a aeronauticii militare și astfel s-au pus bazele aeronauticii militare române ca armă de sine stătătoare, România devenind a cincea națiune din lume care avea o forță aeriană. Astăzi, de Sfântul Ilie, 20 iulie, aviatorii și militarii de garnizoana medie sărbătoresc Ziua Forțelor Aeriene și Aviației Române. Aici, în localul fostei școli de maestri militari și subofițeri, unde generații întregi s-au pregătit pentru a sluji aripile românești, atât pe timp de pace, cât și pe timp de război. Mulțumim tuturor care ne-au ajutat să facem această zi cât mai frumoasă. Mulțumim autorităților locale și cetățenilor municipiului Negoș. Dragi sărbătoriți, la zi de sărbătoare, într-un moment de bilanț, toate acestea reprezintă motive de mândrie a misiunilor bine îndeplinite, dar care ne responsabilizează pentru viitor și necesită un și mai dinamic efort concentrat, privind revederea capabilităților, actualizarea procedurilor și adaptarea continuă la noile provocări ale mediului de securitate internațional sau pentru a acționa oportun în diferite situații de urgență. Suntem mândri de voi și vă admirăm dăruirea și responsabilitatea cu care vă faceți zi de zi datoria. Cu ocazia Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, vă urăm multă sănătate, dar și noi împliniri, fericire și prosperitate alături de cei dragi, așa să ne ajute Dumnezeu. La mulți ani, cer senin!